Bine v-am găsit cu bucurie, dragi telespectatori! La mulți ani, în noul an, în acest an 2024, de la începutul acestei emisiuni, pasiune armonizate cu viața aici, la studiourile Terra Nova, vă doresc de la un bun început să aveți un an magnific pe toate planurile. Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic. Și în această primă zi din an ne-am propus să vorbim despre ce este feng shui-ul. Nu puteam avea o invitată mai bună decât pe Niculina Nușa Bugeac, psiholog și terapeut holistic cu uh, o experiență în acest domeniu al uh, acestei uh, culturi tradiționale chineze care deține foarte, foarte, foarte multe cunoștințe și în emisiunea anterioare a venit și ne-a împărtășit foarte, foarte multe detalii despre alte aspecte din această tradiție. Îi urez și ei acum un călduros la mulți ani, nu și-a bine ai venit în acest nou an, pornim emisiunea și în această, această primă emisiune din acest nou an cu această Cunoaștere. Alături de tine, îți mulțumesc că ești aici Eu și începem acest nou an cu instrumente și detalii dintr-o altă tradiție, dar care s-ar putea să ne inspire să avem un an absolut senzațional. Mulțumesc mult pentru invitație și mă simt onorată că sunt în prima emisiune a anului. -a... Am terminat anul împreună. Îl Îl începem începem împreună. împreună, da, da, da. Să avem un an prosper, un an cu sănătate și creștere, dezvoltare și evoluție. Tot. E ceea ce și urez cu support, și doresc. cu suport al acestor cunoștințe care da. sunt uh, la îndemână. Suntem Tuturor. Suntem atât de norocoși pentru aceste uh, vremuri, nu mai să acționăm și să le folosim exact. uh, și să fim alături de ele. Dragă, nu vorbim despre feng shui. Te rog, în această emisiune, să ne spui ce este feng shui-ul. Deja oamenii au început să folosească anumite simboluri, anumite obiecte. Merg la anumite magazine și văd așa o mânuță care se mișcă. Știu că n-ai vrea să auzi asta, știu că nu este despre asta, de asta ești aici în emisiune cu mine. Să vedem partea spirituală interesantă, această cultură sacră și ce aduce ea cel mai benefic pentru noi. Da. În traducere motamo, shui înseamnă apă și vânt. Și e, ca să zic așa, baza acestei arte care spune: Este o lege care spune că energia, ciul, este luat de vânt și se cumulează la marginea apei. Deci, vântul și apa. Asta înseamnă Feng Shui. Și, de fapt, vorbim despre curgerea energiei. Curt și la obiect. Despre asta este vorba în Feng Shui, despre nimic altceva. Cum curge energia în spațiile în care noi locuim, în care muncim, în care ne desfășurăm activități în care mergem la cumpărături și așa. Deci în spații. Deci vorbim de spații. Și pentru că doresc cumva să corectez niște imagini despre New Age Feng Shui, pentru că sunt foarte mulți care cred că dacă pun o pisicuță din aceea care dă din mânuțe sau pun trei clopoței de nu știu care sau bănuți sau, bănuți, Am sau așa, și bănuți. au pus un remediu feng shui, este doar o credință, este doar o poveste, nu are nimic de a face cu feng shui-ul tradițional. Feng shui tradițional se referă la clădire, locul în care este pusă clădirea, Locul prin care se intră într-o clădire, cum sunt aranjate spațiile în interiorul clădirii, anumite direcții ale unor obiecte, de exemplu, cele mai importante direcții este direcția patului și direcția ragazului într-o casă, și o să-ți explic și de ce. Și hai să o luăm pe rând. Deci, în primul rând, fencuie începe din exterior. Locul în care este așezată clădirea. Casa, apartamentul, ce vrei tu? Pune-i cum vrei. Este foarte important pentru că uh, în feng shui noi urmărim să facem în așa fel încât energia să curgă liber și armonios. Și sunt energii nu foarte bune care sunt active și energii bune care sunt inactive. Peste tot, în orice spațiu, în orice loc. Închis sau deschis. Și atunci, prin remediile feng shui, noi ce facem este să activăm energiile bune, care nu sunt active, care nu acționează, și să inactivăm energiile toxice sau um, sha chi, cum spun chinezii, săgețile otrăvite de energie. Deci să inactivăm energiile toxice dintr-un anumit loc dintr-un anumit spațiu. Cum facem asta? În primul și în primul rând ar trebui să știm unde sunt acele energii exact. mai exact. Cum le detectăm? Cum le detectăm? Păi le detectăm printr-un audit feng shui. Adică începem să ne uităm unde este, în primul și în primul rând, începe de la exterior. Ne uităm unde este acea clădire. Ce are în stânga, ce are în dreapta, ce are în față, ce are în spate. Asta este localizarea și începe din exterior. De ce? Pentru că o clădire, ca să fie armonioasă din punct de vedere al curgerii energiei, înseamnă că ea trebuie să aibă ceva în spate. Da? Pentru că ca energia care vine să intre în ea și să rămână. Dacă nu are nimic în spate, este în câmp deschis, energia vine, intră și iese. Nu se cumulează în interior. Apoi, trebuie să aibă spațiu deschis, un Anumită dimensiune de spațiu deschis, astfel încât energia să poată să vină, să nu fie blocată de nimic, ca să poată să vină și să intre în spațiu, în clădire. Uh, și să fie un loc, uh, chinezii îl numesc Ming Pang, unde vine energia, stă și apoi intră cu minte în casă. Pentru că, dacă intră direct energia, ea intră cu viteză, cu forță. Și atunci. Uh, de aceea sunt acele grădinițe din fața casei, din fața blocului. Pentru că energia nu intră direct în clădire. Întâi stă, se acumulează acolo, în acel spațiu, după care intră în casă. Deci, asta este rolul. Și românii știu feng shui, dar nu l-au făcut transmisibil, n-au făcut o știință din el și să transmită mai departe. Când de exemplu ai un gard viu și este un gard viu cât casa înseamnă că blochează? ca energia să vină? Depinde dacă cât, este de mare. Fața depinde casei. cât de mare și depinde ce, dacă gardul viu are un spațiu după el, da, deci este o bucățică de curte și apoi clădirea, acel gard depinde cât de mare, depinde foarte mult, deci aici vorbim de dimensiuni și asta e foarte important. Depinde cât de mare el este, el nu lasă să intre ciul decât pe poartă, într-un anumit loc. Da? Și îl păstrează să se acumuleze acolo, în acea grădiniță, și apoi să intre armonios în casă. Depinde, depinde de foarte. Adică sunt foarte mulți factori care sunt importanti. Vom vorbi de cei generali exact. ca să fie exact. cât mai pe exact. Eu mă făcusem această intervenție să știu dacă și dimensiunea plantelor acea da, 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 era spun, E foarte important dimensiunea plantelor de peste tot. Apoi e necesar să avem clădire în stânga sau ceva în stânga, un munte în stânga sau în dreapta. Dar tu când spui în, dreapta. stânga și în dreapta este momentul în care tu ești cu fața la casă? sau Aici vorbim de fațada cu fața a casei. A vorbim de fațada casei, dar vorbim de fațada feng shui. Pentru că este diferită de fațada, de multe ori de fațada arhitectonică, de care, din punct de vedere arhitectural. De ce? Fațada uh, Feng shui este spre locul cel mai circulat, pe strada cea mai circulată. Pentru că și aici uh, uh, vreau să spun niște lucruri care unii le știu, alții nu le știu. Clădirile sunt munți, considerate munți, iar Șoselele sunt considerate ape. Și atunci, eu ca să fiu, să fiu îmbrățișată, da? Să fiu protejată, e necesar să am munte stânga, dreapta, spate și apă în față, ca să vină ciul acela adus de vânt, să intre în clădire, să stea acolo, să-și facă treaba armonios și atunci am nevoie de protecție din spate. Și de pe lateral. Fiecare munte sau clădire, da? Deci nu avem munți, munți, avem clădire și depinde cât de înaltă este construcție până la urmă. Exact. Dacă este prea înaltă față de construcția mea, îmi obturează ciul, îl copleșește. Dacă este prea mică, nu e suficient și o parte din energie pleacă. Deci e foarte importantă armonia din Unde cele două În clădiri toate să fie... felurile posibile între clădirea mea, clădirile din jur, șoselele, drumurile și apele care sunt. Apropo de acest aspect, dacă este o clădire lipită de clădirea respectivă în una din părți și în cealaltă este un spațiu de grădină și altă casă, este o altă influență? Da. Depinde de dimensiune, depinde de... Adică, uh, uite, îți dau un exemplu. Eu mă refeream doar la faptul că e lipită cu, un, cu o parte, cu un zid mai mult de o altă, ca să duplex da, asta da, înseamnă, da, da, să da, facă da, parte cumva da. din mm -hmm. același munte, cum spui mm -hmm. tu sau aceeași construcție. În uh -huh. funcție de uh, loc și de situație poate fi considerată aceeași clădire, deci are practic aceea, același fâng da, e considerat o singură clădire, sau sunt clădiri diferite. Depinde, de, de, sunt detalii, sunt finețuri în care nu poți să le iei decât în cazuri punctuale. Avem influențele exterioare. Da, care sunt vitale. Care sunt vitale. spatele, ți-am spus, ne dă faptul că energia rămâne și se cumulează. stânga, dreapta, are legătură cu sănătatea și cu partea financiară stânga și dreapta. Da. Deci dacă nu avem munte în stânga și nu avem munte în dreapta, avem probleme. Și există o parte sănătate. specifică pentru sănătate și o parte specifică pentru bani sau ambele? Da, nu. Există una specifică pentru sănătate, una specifică pentru bani, dar nu am să ți le spun în direct. Ok. Rămâne o surpriză. Rămâne o surpriză. Poate într-o altă emisiune să povestim mai mult despre dragon, despre pasărea phoenix, despre una despre care arta. vin tot din această metafizică da. chineză, la dragon, la și atât de și toate cele, da, sunt multe. Sunt multe despre. Dar deocamdată am uh, am stabilit Intrăm împreună că vorbim și de cum... chestii general. Intrăm în curte și cum vedem uh, celelalte lucruri, uh, celelalte importante aspecte, energii, cum se mișcă da. și cum Deci importantă uh, este intrarea în casă. Da, Că e la fațadă, fațada Feng Shui, sau nu e la fațada Feng Shui, e altă poveste Deci este importantă direcția și locația pe care este ușa Și acum am să rog pe colegul tău să ne dea imaginea Pentru că voi explica diferența dintre locație și direcție Adică, o clădire, ca să fie echilibrată și armonioasă are nevoie să fie înscrisă într-un pătrat sau într-un dreptunghi. Orice bucată lipsă. Vorbim de clădiri în formă de U, de L, de diverse, rotundă sau mai știu eu cum. Înseamnă că bucata care lipsește dacă o înscrii într-un pătrat sau într-un dreptunghi, este un sector care nu are toată energia acolo. Noi spunem că este sector rănit. Și în funcție de orientare, da, vorbim de punctele cardinale clare acum, deci nu de alte povești, respectivul, respectiva zonă, respectivul sector înseamnă ceva. Bun. Este importantă data de naștere a casei. Adică momentul în care a fost ocupată prima dată de cineva sau. Dacă a fost renovată și s-a dat acoperișul jos, momentul în care s-a pus a doua oară acoperișul îl considera noua dată de naștere. Că casa e ca un bebeluș atunci, proaspăt născut, când i-ai pus din nou acoperișul. Doar dacă îi dai total acoperișul jos. Dacă nu, ne referim la prima dată de construcție. Și în funcție de aceste date de naștere ale casei, noi stabilim niște direcții și niște locații care sunt bune sau nefavorabile pentru casa respectivă. Și avem patru locații. Deci, pătratul sau dreptunghiul se împarte în nouă sectoare egale. Cel din centru este cel care este inima casei considerat. Și acolo stătea întotdeauna împărat, pentru că el era tot timpul protejat. Și celelalte 9 sectoare, celelalte opt sectoare, sunt patru sectoare bune, patru sectoare favorabile, patru sectoare nefavorabile. Și în funcție de data de naștere a casei, știm care sectoare sunt favorabile, care sunt nefavorabile. Se mai împart tot în funcție de data de naștere și de sectoarele favorabile și nefavorabile în două categorii. Case estice și case vesti. Nu stau să-ți povestesc că e complicat. Se calculează destul de simplu, nu e complicat. Are legătură cu direcția cardinală? Da. Da. Și în funcție de data noastră de naștere, și noi avem patru direcții bune și patru direcții nefavorabile. Care în și, acea locație. Nu. În general, în general Oriunde m-aș duce, duce. Și asta se calculează în funcție de. A, pentru că nu poți să faci. Vorbim de feng shui personal, individual. Da, 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 da. Păi, nu poți să vorbești de feng shui general. Nu, nu, nu. Spuneam că feng shui se aplică la spații și. Stai puțin. Persoana este reprezentată ca un. Deci, nu poți să faci uh, un audit feng shui corect. Fără să faci întâi harta bață a persoanei. Să știi ce element este, ce direcții bune are, ce direcții nefavorabile are. De ce? Pentru că, în funcție de data noastră de naștere, la fel se calculează un anumit număr, de la 1 la 9, ca și la casă. Se numește număr COA. Acest număr COA împarte și oamenii, ca și casele, în vestici, și dacă tu ești o estică într-o casă vestică, sectoarele bune și direcțiile bune pentru tine sunt sectoarele nefavorabile ale casei și invers. Sectoarele nefavorabile ale tale sunt sectoarele bune ale casei și atunci casa pe tine nu te susține, nu te ajută. Are sens ce-ți spun? Da, da, da. Foarte Bun. Și atunci e necesar ca eu direcțiile mele bune și sectoarele mele bune să fie în sectoarele bune ale casei și invers. Ca eu să pot să-mi potențez direcțiile și, și ca sectoare. să nu vreau să-mi schimb casa, ca să nu vreau să-mi schimb locația și să-mi cumpăr în altă parte o altă locuință. Să știi că noi ne alegem intuitiv și instinctiv locația în care să ne manifestăm destinul de care am vorbit când am vorbit de harta bață. Și am să spun experiența mea. momentul în care am făcut prima dată cursul de feng shui, am, mi s-a cerut să venim cu releveul casei ca să ne facem auditul. Am descoperit că aveam două sectoare. Unul era aproape lipsă, celălalt era rănit doar. Deci era cam o treime din el erau exact sectoarele care erau, din punctul meu de vedere, sectorul lipsă era sectorul parteneriatelor. Și nu știam de ce mi se propun tot felul de colaborări, de mergeam, 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 mă, și nu se materializa niciunul. Și nu înțelegeam de ce. Când am făcut auditul Feng Shui, am priceput despre ce. De ce nu se legau la mine? Pentru că eu nu stăteam în acea energie a parteneriatelor, în spațiul meu, în acel moment. Mi-a luat o perioadă până când am decis să mă mut. M-am mutat în trei zile, după vreun an și ceva, deci am mai stat. Așa. Am rugat niște prieteni, m-am mutat la cineva și am început să caut. Am căutat sute de case, am măsurat. Și apropo de măsurat, aș vrea să uh, arăt cu ce se măsoară în feng shui. Adică, vorbim despre busola care a fost inventată de chinezi și care, în feng shui, este cumva mai deosebită și mai specială. Și uh, această busolă, după cum vezi aici, așa, e un fel de copiuță, da? Este un fel de copiuță, stați a, așa. Deci, e o copiuță a tuturor informațiilor de direcții, de aia, de aia, sectoare, bune, rele, animăluțe și așa mai departe, elemente. Deci, cu această busolă, care este busolă extraordinar de exactă, da? se măsoară. Să măsori și să faci feng shui intuitiv și la distanță și lasă că vedem noi și știm noi, din punctul meu de vedere, este o poveste. Pentru că uneori o jumătate de grad poate să influențeze starea de sănătate sau bogăția sau falimentul unei persoane sau care locuiește într-un anumit, într anumit spațiu. Și în momentul în care eu știu exact care sunt sectoarele mele bune, care sunt sectoarele mele nefavorabile, caut în primul rând direcția. Direcția casei, deci spațiu casei. După care, este important ca ușa de la intrare să fie pe o direcție bună. Pentru că, hai să spun ce înseamnă direcțiile bune, ce înseamnă direcțiile rele. Adică, ce înseamnă ele? Patru direcții bune, patru direcții nefavorabile. Direcțiile bune sunt direcția banilor sau spațiu sau zona banilor, da? A casei și direcția banilor pentru mine, da? Bun. Asta înseamnă este o energie yang, este o energie activă. Acolo nu este recomandat să avem dormitorul și să dormim cu capul pe acea direcție pentru că nu ne odihnim. Pentru că direcția activă, yang, este direcția sănătății și longevității. Care are legătură cu sănătatea noastră mentală și tot ce ține de liniștea și interiorul nostru. Este direcția relațiilor bune și spațiul relațiilor bune, zona relațiilor bune, în care am relații sănătoase, corecte cu oamenii din jurul meu. Și mai este direcția și energia sănătății aceea mi asigură sănătatea fizică a mea. Și eu trebuie să știu care este acea zonă din casă, pentru că acele zone care sunt, țin de aceste aspecte, e necesar să le păstrez curate și în care ciul să circule armonios. De exemplu, nu e bine ca unul, nu e bine, nu e recomandat ca una din aceste zone să fie de bara, zonă de depozitare, baie, cămară și chestii de genul ăsta. Pentru că atunci acolo lucrurile sunt cumva, nu sunt ceea ce e cel mai bine să fie. Nu știu, eu vreau să te întreb, dacă totuși avem aceste situații în casă și nu există posibilitatea să te muți din acea casă, există și remedii care să uneori da, uneori nu, depinde. Deci și... sunt situații în care sunt remedii, sunt situații în care recomandarea e ori rămâi aici și astea sunt consecințele, ori te muți în altă casă. Ok. Acum vorbim de direcțiile nefavorabile. Nefavorabile, exact. Este direcția certurilor. Imaginează-ți cum e să ai ușa de la intrare în sectorul certurilor al casei și pe direcția certurilor pentru tine. Cum va fi viața în acea casă pentru tine? Foarte multă cer, Un tăpăr. conflict continu. Există uh, direcția uh, rănirilor și accidentelor mici, dar pot fi și mari. Imaginează-ți cum e să ai în acea zonă a casei intrarea și pe acea direcție care reprezintă pentru tine. Ori vei avea tot felul de. De asta, te tai, te lovești, te învinețești. Cum zice, nu ești atent, mamă, pe unde mergi. Să înțeleg că da. ușa de la intrare este cea mai importantă în raport uh, cu aceste aspecte, uh, cu aspectul uh. cel mai apropiat din cele patru? Uh, da, deci ușa de la intrare. Deci contează pe ce zonă acasă casei este, da? că și casa te-a are și ea exact același. Și cât de departe este ușa de la bune. intrare sau cum e poziționat? Nu contează așa. cât de departe, contează în ce sector e, pentru că un sector din cele opt reprezintă sectorul certurilor, unul reprezintă sectorul accidentelor, unul reprezintă al bolilor și unul al morții. Și ușa de la intrare în ce sector ar fi cel mai benefic să fie? Păi depinde situată. ce vrei. În funcție poate de... să fie pe sectorul banilor, poate să fie pe sectorul sănătății fizice, poate să fie pe sectorul. Că acolo relații... în... Exact în permanență Exact. Poate să fie pe sectorul sănătății mentale sau poate să fie pe sectorul relațiilor bune. Și, pe și contează și direcția ta. Direcția ce înseamnă? Direcția înseamnă, uite, de exemplu, cum avem aici. În sus, ca așa pun chinezii, este sudul, deci la ei invers ca cum suntem noi obișnuiți, dar în sud să fie nord. Ei pun sudul în sus. Așa se face, acesta este pătratul loșu, care uh, ei vorbesc de cele uh, cinci elemente, varianta Yin-Yang, în ce sectoare sunt. Deci așa este corect să fie, cum sunt aici. În sud este focul. În nord este apa, in și yang. La fel și focul este in și yang. În sud-vest este uh, pământul in. În sud-vest, în nord-est este pământul yang. În sud-est este lemnul in și în est este lemnul yang. Iar în vest este metalul in și în nord-vest este metalul yang. Fiecare dintre ele, dacă te uiți cu atenție, vei vedea că au legătură cu un membru al familiei, au legătură cu anumite organe și cu anumite uh, emoții, cu anumite aspecte de viață. Și atunci, dacă ți, ți lipsește sau este rănit un anumit aspect, și am avut o situație, asta mie mi-a rămas și țin să o povestesc. Am făcut un audit feng shui într-o casă unde uh, tatăl, da, deci era familie cu doi copii, mamă, tată și doi copii, avea o problemă de sănătate la nivelul creierului. Și am fost rugată să mă duc să vorbesc cu persoana respectivă, care era un inginer total necredincios, în, nu credea în bucuri magice și pretextul a fost să fac auditul feng shui. Deci eu n-am știut. M Am fost doar rugată să vorbesc cu acel bărbat. Nu știam ce problemă de sănătate are. Și, făcând auditul Feng Shui, lor le lipsea Nord-Vestul, care, dacă te uiți, este legat de tatăl, de tată, de metalul yang, care este legat de cap. Și când i-am zis, zic, zic, mă, tu ai ceva problemă de sănătate. S-au uitat așa zis că ai vorbit cu nevastă mea, zic, mi-a zis că vrea să vorbesc cu tine, dar nu știu de ce. Zic, ai probleme de sănătate și problemele sunt la cap. Într-adevăr, avea un adenom de hipofiz. Dragă nu și luăm o scurtă pauză. Iar uh, dumneavoastră, dragi telespectatori, vă așteptăm cu mare drag în partea a doua. a în viața ta armonie, bucurie și iubire. Și dacă ai adăugat la toate acestea asimile. Revenim în partea a doua a emisiunii alături de Nușa Bugeac, psiholog și terapeut holistic. În această temă de astăzi, ce este Feng Shui-ul? Avem acest cadran în care explica ai anumite direcții și chiar o cazuistică de ata. Ce alte elemente care să fie pe înțelesul tuturor, ne-ar ajuta văzând acest cadran deci, pentru locuințele noastre până la urmă. Locuința noastră, deci releveul locuinței, este necesar să se înscrie într-un pătrat sau într-un dreptunghi. Lipsește ceva, vedem ce direcție este și ce înseamnă pentru noi acea direcție. Și vorbim doar de clădire sau vorbim și de terenul aferent în cazul în care. Vorbim există... și de teren. Și de teren. Da, okay. depinde de forma terenului, dacă este ovală, dacă este dreptunghiulară, dacă este triunghiulară și aici sunt nenumărate aspecte care țin de particularitatea locului. În general, este cel mai sănătos să fie și el dreptunghi sau pătrat. Da, un dreptunghi cât mai echilibrat nu genul foarte deci o intrare foarte mică, o latură foarte mică și o latură foarte lungă. Bun, când ne uităm la acest cadran, ce putem ce alte detalii putem afla? ca o persoană care, nu știu, vede pentru prima dată astfel de informații. Ce, ar, ce am putea să reținem din ceea ce tu ne prezinți așa care ne-ar ajuta un pic să să facem o analogie cu casele noastre de acasă. Măi, nu știu cât poți. Uh, sau reține. măcar de inima casei. că Inima o putem uh, intui că inima e undeva casei în este centrul. centrul. Exact. Da, da. Deci să se, se de se scrie clădiri, uh, spațiu, releveul într-un dreptung sau pătrat, se trag două diagonale și acolo unde este centru, acolo este centru casei. Acolo este cea mai sensibilă zona casei. Și este recomandat să fie o zonă care să fie. Permanent curățată, să fie tot timpul să circule energia, să circule uh, uh, ciul acolo. Acum, uh, vorbim de uh, o abordare. Sunt mai multe școli de feng shui. Una dintre ele este Școala Stelelor Zburătoare. Așa, aici vorbim. Aici, cum v-am arătat eu, v-am adus să vedeți unde sunt stelele la ele acasă. Da? Așa sunt ele inițial. După care, în funcție de an, ele sar, au un anumit traseu și se mută într-o altă zonă. Da? Și atunci, a, steaua 5, care este în centrul casei, că tot mai întreba de centrul casei, este cea mai delicată stea, este steaua împăratului. Care? Împăratul, cu zâmbetul pe buze, îți la capul, sau cu zâmbetul pe buze, îți dăruia un regat. Dacă știi cum să folosești, dar asta este o chestie de super finețe și de măestrie, te au cinci, te poți îmbogăți, uite așa. Dar în același timp, poți muri și poate să-ți se întoarcă viața cu o 360 de grade în momentul în care steaua 5 cum zic mai maestrii telovești Această stea 5 uh, se schimbă în fiecare an? Da, adică poate fi steaua 7? Da, nu, poate nu fi ea se mută în alt sector Deci nu rămâne zic, centru da, casei, da, da, și da, și în centru Se mută în sud-vest un... Și în locul ei vine o altă stea Șaptele, exact, 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 și așa exact, mai departe exact. Și important este să înțelegi unde sunt stelele Pentru că, de exemplu, unde este steaua 5 într-un an? Acolo, în anul acela, oricât ai vrea, nu renovezi, nu pe pereți, nu faci chestii vitale. Toți suntem la început de an. Da. Uh, bine, înțeleg că din 4 februarie se aplică steaua. Da, dar, uh, da, dar știi cum energia nu începe fix acum? Uh -huh. Începe să aibă influență. Deja se pregătește intrarea da. în acest nou an. Da. Uh, despre ce stea vorbim în anul 2024 <laughs> în inima casei? Deocamdată, acum fac tot ce înseamnă predicție și pe partea de Feng Shui și pe partea de astrologie și în emisiunea în care o să facem Destinul împreună lui, așa cum așa. e promis, o să vorbim anumite. și despre stelele zburătoare care vin. Dar important nu este ce stai bine în, centrul centru casei, important e unde este a cinci. Că acolo e sensibilitatea. Dar noi a cinci o să putem să o detectăm mai greu, avem nevoie de un specialist, bineînțeles, care uh, are Băi, această busolă cu care tu ai venit da. pe mine, mă fascinează de la începutul emisiunii, m-am mai tot uitat la ea, o mai arătat. Atât, da. atât de multe detalii o folosești uh, efectiv în fiecare cadran uh, din cel pe care tu l-ai arătat sau nu. Îl o folosești deci doar pentru... O folosesc pentru... să aflu fața de casei, o folosesc să... Aflu direcția ușii de la intrare, direcția patului, direcția aragazului. Sunt cele mai importante uh, zone și direcții din casă. Pentru că locul în care este bucătăria este de dorit să fie într-o zonă nefavorabilă, pentru că acolo focul, care este elementul transformării, transformă din nefavorabil. În și aduce energie până la urmă. Și aduce energie și transformă, transmută energie. Și atunci, este recomandat ca direcția butoanelor de la Aragaz să fie pe direcția bogăției. Adică, atunci când aprindem Aragazul, să se ducă către direcția bogăției. Nu, 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 nu. Direcția. Deci, ai Aragaz. Ce înseamnă Și nu are butoane. A... Da? da? Butoanele respective să fie pe direcția bogăției. A, doar să fie așezate. Exact. Nu, că mă, sunt... Eu mă referam și la mișcarea lor. Dacă energie. este din acela care are butoanele aici, direcția asta, să fie direcția bogăției, dacă butoanele sunt pe suprafață, da, și sunt cumva aici sau aici, acea direcție să fie bogăția șefului casei. Pentru că auditul feng shui. Se face după șeful casei, stăpânul casei, care este persoana, indiferent de sex și vârstă, care aduce cei mai mulți bani în casă. El este considerat șeful casei. șeful casei. Da, am înțeles. De ce? Pentru că este cel care susține și menține prosperitatea în casă. Și atunci el trebuie să se simtă bine și să fie relaxat și maxim favorizat ca să susțină în continuare casă. Și uneori se întâmplă ca unul sau alți membri ai familiei să nu fie din aceeași categorie cu el Vestic. Sau Estic, și acela mai are de suferit. Noi spunem că sunt sacrificați. Unii am, am înțeles tu mai ai încă un instrument aici da. pe care l-ai adus cu tine, și sunt foarte curioasă să știu ce reprezintă. Iarăși, este fascinant cum arată, ce ne poți spune despre el. Acesta este inelul celor 24 de munți, care, de fapt, ce înseamnă. Deci, acest inel arată toate cele 12 ani arată toate cele 10 elemente, deci 5 elemente in. Și cinci elemente i-am. Din, da, din primare, da? Exact, da, le apă, da, exact. pământ metal. Uh, și sunt puse pe direcții. Și în funcție de anul în care sunt născută, ziua în care sunt născută, ora în care sunt născută, luna în care sunt născută, acele direcții pentru mine reprezintă ceva. De exemplu, o anumită direcție pentru mine. Reprezintă carisma. Și dacă eu vreau să-mi activez carisma, nu am în hartă, da, nu mă plac oamenii așa, pur și simplu, îmi activez acea direcție. Dacă eu vreau să-mi activez, de exemplu, am un proces și aș vrea să-l câștig, îmi activez direcția care pentru mine reprezintă acest lucru. Apropo de acest aspect, uh, am o curiozitate. Uh, această influență pe care, până la urmă, e o intenție pe care noi o punem, da? da. Ne dorim să câștigăm, da. cum ai spus da. tu, un anumit uh, da. proces. Uh, suportă și alte influențe, cum ar fi influențele, așa zis, divine? Sau ține foarte mult de această... Deci, această uh, Terapie, să zic așa, pe nu care este o, o putem terapie. aplica. Nu aplica. este o terapie. Nu este o terapie, ok. Nu, nu este o terapie, o formă Este prin care un să... mod de a curge energia, pe care noi îl putem influența prin remediile pe Bun. care le punem. Dar întrebarea mea e legată. Ceva mai mare de atât poate să oprească? Chiar dacă ți-ai făcut foarte bine temele, te-ai pus pe direcția respectivă, ai lăsat să curgă energia exact acolo în locul în care trebuie, ai făcut totul la milimetru, exact așa cum văd aceste instrumente de precizie foarte mare. Și totuși există un element noi spunem divin, ceva mai mare decât da. noi care Norocul poate... cerului, Norocul cerului. Ok, da. care ar poate spune nu. Da. Există acest acel element. Nu, da. este, nu, nu, se câștigă. Și aduți Aport da. aduce acolo. Aduți aminte de cele trei norocuri da, de care vorbește chinezul. Norocul cerului, norocul omului și norocul pământului. Norocul țin minte cerului. Că norocul omului, într-adevăr, ține de mine, 50 de ce fac de 50 și. Nu, ce poate face omul este cam 70%. Este acel 30% și ceva la sută care ține de ceea ce spui tu, de acest divin, okay. de ceea ce este dat. Dar și acesta poate să, se poate negocia cu el dacă ești dispus să plătești un preț. Pentru că totul pe această lume are un preț. Și atunci eu, da, voi câștiga procesul, da deci pot să fac să câștig procesul, dar voi plăti prin ceva. Nu știu, o să mă îmbolnăvesc, îmi rup mâna dacă nu mi este În alte dat. În tradiții, până la urmă, vorbim despre acele lucruri pe care vrem să le facem noi intenționați uh -huh. și indiferent dacă am fost ghidați cu, cu orice cost, cu exact. orice preț. Exact. Și atunci plătim da. prețul, adică, da. plătim exact ceea ce noi. Da, da, de multe, de, de multe, multe mult. ori nu știm care este prețul, și în momentul în care suntem puși să plătim prețul, eu spun din ce am văzut în atâția ani de terapie, de multe ori prețul este când ajungem să-l plătim mai bine, nu voiam să câștig proces. Eu ți-o spun din experiența de și cabinet. până la urmă și... vorbim aici și de acest flux al vieții în care exact. ar trebui să ne lăsăm și uh, exact. acele uși care ni se închid și noi în mod exact. intenționat, și exact. activându-ne toată forța și toată puterea dorința de a le deschide până la urmă prinșul. Uh, de fapt, ce face? Activează, cum am spus la, și la început. Activează niște energii care sunt blocate, energii bune de care noi avem nevoie, dezactivează niște energii toxice care sunt în spațiile noastre și putem activa, se poate face Feng Shui pe termen lung, se poate face Feng Shui pe termen scurt, în funcție de ce dorim, cum dorim. Deci Feng shui are mai multe aplicații, dar totul se reduce la circulația armonioasă a energiei. La fel cum și acupunctura la nivelul corpului nostru, tot de asta este vorba. Și asta înseamnă că uneori, da, putem debloca anumite zone, anumite locuri unde energia este blocată, și în corpul nostru, și în casa noastră, și uneori nu se poate sau există uh, un efort mai mare ca lucrurile să ajungă să curgă în mod armonios. Eu de asta am fost întotdeauna fascinată de tot ce înseamnă cultura chineză, pentru că ei merg pe ideea de echilibru. Ce fac? Să-mi găsesc echilibru. Și asta este și la destin, asta este și la feng shui, în orice abordare, din orice uh, direcție a metafizicii chineze, cum ajungem la echilibru. Dar ceea ce înțeleg eu din aceste întâlniri ale noastre în care tu ne-ai explicat atât de multe, este și faptul că, până la urmă, ei au vrut tot timpul, adică. Simt așa o dorință da. a lor de a fi mereu cu un pas în față, mereu cu un pas înainte Vreau să știu, mi se pare un pic acolo o control da? vreau, să, vreau să am niște predicții, vreau să știu exact ceea ce am de făcut Ceea ce pe de o parte i-a și ajutat, ei sunt, da. sunt destul de prosperi Și au avut cele mai lungi dinastii din, din istorie pentru că, uite, hai să spun ceva. Dacă eu văd în harta ta, de exemplu, sau vin la tine acasă și văd că un anumit sector care are legătură, să zicem, cu inima, e ceva neregul acolo și la tine văd în hartă că s-ar putea să fie. Deci e ceva care poate să fie o problemă cu inima. Păi eu, pe de-o parte, legat de destin, îți spun, măi, mai fă și tu un control, mai faci ceva ca să-ți întărești inima, mergi pe jos sau, mă rog, ce e de făcut ca o să ai o inimă sănătoasă și funcțională? Da? Și atunci tu poți, tu vei trece prin acel punct, prin acel punct de control. Da, cu ca... prevenție. Exact, dar vei trece în varianta ușoară. Dacă tu nu faci nimic, vei trece prin varianta grea, în care s-ar putea să fie un preinfarct, s-ar putea să fie un stent, s-ar putea să fie, s-ar putea să fie. La final de emisiune, pentru acest an, ce dorești să ne transmiți un mesaj rău scurt, nouă, urmăritorilor noștri? Acest an este un an de început de ciclu de 20 de ani, din punct de vedere al feng 20 de ani în care vine, este un ciclu nou, ciclu de foc, în care timp de 20 de ani noi vom fi susținuți să schimbăm și să transformăm ceea ce suntem noi. Înainte a fost au fost 20 de ani care au avut legătură cu pământul, cu stabilitatea. Următorii 20 de ani vor fi transformare, schimbare, se vor schimba industrii, se vor schimba abordări, se vor schimba um, obiceiuri. Deci vom fi obligați, dacă nu vrem, vom fi obligați să ne schimbăm și să dăm la o parte tot ceea ce ne împiedică, tot ceea ce este fix, rigid în abordarea noastră, în mintea noastră, în programele noastre, să schimbă. Aceast, acest început este un început lent, cum povestei tu într-o altă emisiune, că are anumite intensități focul, da? Da, Până, orice, la început, element, orice la, element. La început se pornește ușor, ușor, după care are un maxim. Maximul să înțeleg că este în acel ciclu de 10 ani sau la mijlocul perioadei nu, cam sau pe la mijlocul perioadei în principiu deci dar, are aceleași faze după care începe să se stingă și dar a început să de continue. mult, de câțiva ani a început acest foc să se facă simțit adică să se ceară o schimbare și o transformare și știi foarte bine din tot ce s-a întâmplat și cu noi oamenii și cu, uh, cu tremurele și cu pământul și cu inundațiile și cu războaie și cu tot ce se întâmplă deci uh, când extindem toată cunoașterea asta la un nivel global, deci plecăm de, doar din sfera eu, unde locuiesc, căsuța mea și așa, și mă duc la nivel de țară, mă duc la nivel de glob, mă duc la așa, putem să înțelegem mult mai multe lucruri. Ca da, deja au, da, au un sens. Au un sens, lucrurile pe care tu le spui. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezența ta, mulțumesc Mare pentru drag. aceste informații. Dragi telespectatori, cu bucurie vă îmbrățișez și vă doresc acum, la început de nou an, să avem toate resursele, să depășim orice obstacole, orice provocări, să fim determinați să atingem obiectivele pe care ni le dorim. Așa că să ne revedem cu bine la fiecare ediție, la fiecare emisiune, mai buni, mai puternici, mai iubitori și cu mult mai multă înțelepciune. Tot ce mai bun vă doresc pe curând, pe săptămâna viitoare, până atunci toate gândurile bune să fie alături de voi. La revedere!